Dumnezeu, când a creat pe om, a pus în trânsul un simț bine pronunțat, încât la orice lovitură și rănire trupească și sufletească, să simtă o durere vie care îl umple de îngrijorare. Îngrijorarea aceasta a creștinului nemortificat de păcatele săvârșite, cu care s-a rănit și îndurerat, se mai numește și înfrângere a inimii. Înfrângerea este o durere desăvârșită a inimii, care se face pentru că omul cu păcatele sale a întristat pe Dumnezeu prin călcarea poruncilor și legilor lui divine. Această durere nu stă numai în simțirea omului, în suspinuri și în lacrimi, ci mai cu din adinsul stă în a urî păcatul, voința cea dinăuntru și a nu voi să-l mai facă niciodată. Durerea și înfrângerea inimii, după Coresie, făurește pocăința. Câtă vreme aceasta se află în inimă, este și omul în pocăință. Iar când aceasta va lipsi din inimă, lipsește și omul din pocăință. De aici vedem că durerea și înfrângerea trebuie să se afle totdeauna în inima celui ce se pocăiește, căci numai așa pocăința lui este adevărată. Înfrângerea inimii însă este numai a celor ce sunt desăvârșiți și fii, pentru că aceasta se pricinuiește din însăși dragostea cea către Dumnezeu, adică se pocăiește un fiu pentru că a mâhnit pe tatăl său, iar nu numai pentru că a amărât pe tatăl său, iar nu numai pentru că va să se lipsească de moștenirea părintească sau va să se izgonească din casa tatălui său.